Deci atâta timp cât am de arătat și de spus ceva opinii publice, am să o fac de fiecare dată, în forma de salut cu cei care mă urmăresc pe rețelele de socializare. Astăzi am să revin la subiectul în cauză, ce ține de interviurile anterioare. Unii am menționat, de fapt, niște încălcări care au avut loc în mod ilegal de către primara satului Rădenii Vechi, Olan Piera, care a emis niște decizii ilegale în privința unor cetățeni care i-am numit, de fapt, și azi o să le dau numele repetat. Deciziile sunt ale Consiliului Local, la propunerea primarii, din câte am văzut eu până acum. Corect. Unde i-au dat asemenea distincții sau titluri de cetățeni de onoare. Mie, vreau să vă spun personal, mi-e rușine cu asemenea titluri și am rugat în formă scrisă să fie retrasă asemenea titluri de cetățeni de onoare, deoarece persoanele respective, cum ar fi Vitalie Moisei, Virtuosu Artur și Darii Iuri, nu întrunesc condițiile respective, sunt niște persoane murdare, pătate, nu au integritate și mai mult ca atât, ele nu fac cinste și onoare localității noastre. Ceea ce vreau să menționez în fața camerei și a microfonului liber astăzi, deci în data de 19 august 2019, sub numărul 8, am registrat această cerere, unde am solicitat Consiliului Local Rădenii Vechi să întrunească în regim de urgență ședință prin care să fie retrasă asemenea titluri, deoarece acolo sunt din start, după cum se vede, conflicte de interese. Mai mult ca atât, sunt rude ale acestor persoane care au încercat și încearcă în continuare să pune grească, să denigreze imaginea localității noastre. Eu repet la toți cetățenii localității satului Rădenii Vechi, fac acest pas, deoarece acești cetățeni s-au ocupat cu lucruri foarte rușinoase și ilegale. Și, într-adevăr, trebuie retrase aceste titluri de cetățeni de onoare, deoarece ei nu fac cinste, după cum și-am spus anterior, și onoare localității noastre. Una la mână, ceea ce mă axez în primul rând. Deci, în răspunsul pe care l-am primit la data de 13 august, mă informează, precum că în cadrul ședinței Consiliului Setez, din data de 11 iulie 2008, votarea prin apel nominal nu a fost propusă de către consilieri, respectiv deciziile Consiliului numărul 3/10, 3/11, 3/20 nu au fost votate prin apel nominal. Deci este o încălcare, una la mână. Dar de ce? Că nu sunt obligat să voteze nominal. Se votează cu mână ridicată, deci sau secret. Orice ședință care se convoacă, deci să face un proces verbal, să întocmește un proces verbal și spune la dar vot. Nu se notează niciodată cine pentru cine a votat. Sau votul e deschis cu mâna în sus menționez, și se numără doar numărul voturilor, dar nu cine s-a obținut. Că văd că dumneata ai cerut cine s-a obținut asta de la vot. Și spun că noi nu știm cine s-a obținut. Deci eu menționez lucrurile astea astfel. Nici în deciziile Consiliului menționat de dumneavoastră, nici în procesul verbal de 11 iulie, nu este indicat consilierul care s-a abținut la vot. Deci de ce nu este indicat consilierul care s-a abținut la vot? Pentru mine este destul de clar și este destul de limpede. Poate tamam persoana care era în conflict de interes, care n-a vrut să voteze pentru ruda sa. Poate omul s-a simțit jenat și a zis pentru neamul meu, eu nu votez, mă abțin de la vot. Nu? Nu aș și poate a fost tamam corect. Aici sunt trei persoane. Deci în lista consilierului Consiliului Setez Rădenii Vechi se vede. Deci 2, Chirică, Victoria, numărul 1, 2, Virtuosu Nina, Bezuglov Rodica și Țicu Vasile, deci acestea sunt persoanele care sunt grad de rudenie cu Virtuosu Artur. Deci din start, aici numai o persoană s-a abținut. Da, deci numai o persoană din start, aici se vede că s-au comis ilegalități. Alte două cel mai probabil au votat. Deci eu voi ataca prin toate căile legale și atât voi epuiza toate căile constituționale ca la acești cetățeni să le fie retras acest titlu, discutând în data de când vorbești neata asta la cameră, au trecut și termenele legale ca să contești o decizie. Eu menționez faptul că există contencios administrativ, este plângeri la cancelare, nu? Domn Brega, eu am fost înștiințat legal acum, în urma solicitărilor mele. Deci eu aș ruga ca acești indivizi să-și ducă să-și iei fotografiile, portretele din primărie, să, cum a spus Vitalie Moisei la întâlnirea care am avut-o în data de 7 august, că el nici nu a pretins și nici nu dorește și chiar l-am rugat să ducă să o facă de bunăvoie împreună cu ceilalți doi colegi. De ce? Că în sat sunt foarte multe lucruri rușinoase și voi sunteți cetățeni de onoare.
Rușine băieți, eu am arătat prin videoul respectiv gardul de la cimitirul vechi, temelia gardului, într-o stare deplorabilă, rușinoasă. Mini-stadionul din centrul satului, la fel într-o stare deplorabilă, rușinoasă. Cartierul Tinereți, într-o stare deplorabilă, rușinoasă. Mai mult ca atât, monumentul eroilor din al doilea război mondial. Totalmente, dezastruos. Și le-am solicitat la socialist, duc să repare ei. Deci dacă noi avem cetățeni de onoare care îi promovăm ilegal și ne ponegresc imaginea și nu ne fac cinste, eu aș ruga să ni se dea răspuns la asemenea cereri, ca eu să o am la mine, și după cum dumneavoastră ați menționat că eu fac campanie electorală, nu, aștept abia să se dea start campanie electorală, dar n-aș vrea să vin la cârma primăriei satului Rădenii Vechi să mă apuc anume cu aceste probleme primordiale de a retrage aceste titluri. Să o facă cine le-a emis actuala. O să fie și alt consiliu atunci, poate acel consiliu să retragă, dar numai aceștia 3 cetățeni de onoare. Numai acești 3. Și vreau să spun, nu stimați cetățeni, noi avem în satul Rădenii Vechi oameni de știință care au dus faimă, cinstea, onoarea satului Rădenii Vechi. Avem doctori habilitați în știință, profesori universitari, care într-adevăr le se merită să le se dea asemenea distinții. Dar nu niște cetățeni de ăștia care au umblat cu furatul, cu amăzitul și cu niște lucruri care nu ne-au făcut cinste. Deci, sincer, vreau să vă spun că mie nu-mi face față, mai mult ca atât vreau să le atrag atenția. Bunelul meu, Grigore Țurcanu, bunelul meu, Dumitru Fidiuș, eu vin de pe linia țurcănenilor și ungurenilor, de pe linia mamei, de pe linia tatălui, vin Calin și Fediuș. Eu n-aș dori ca buniei mei să fie călcați în picioare, părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, de către asemenea persoane care ele nu ne-au adus imagine. Cum îți călcați în picioare? În ce fel? Deci, din start se vede că asemenea persoane, ele nu întrunesc condițiile și mai mult ca atât n-au făcut ceva pentru satul ăsta ca să merită asemenea distinții. Dar buniei dumneitale merită. Bunei, nu, eu nu am spus atunci că bunei mei nu au avut distinții, dar am spus că eu nu permit ca bunei mei, părinții mei, înțelegeți, să fie, vreau să spun că pătați prin niște cetățeni care i-au furat din Transnistria, cum și-am menționat, dare, mobilă, eu știu, persoane care au furat cu rucsacul aur și li s-au dat Ordinul Ștefan cel Mare din Transnistria. Am legături foarte strânse cu persoane care au fost combatanți în conflictul ăsta de armat. Aur cu rucsacul sună a poveste așa. Nu a poveste, dar eu vreau să spun că am dus actualmente săptămâna aceasta, vreau să spun că la Călăraș, la sanatoriu, o persoană, un combatant, mi s-a spus, este din Durleș, nu-i dau numele, și mi s-a spus, da, lor ale rușine, și acum am înțeles, perfectează toate actele astea, să vadă cine totuși au dobândit asemenea distincții, legitimății și tot așa mai departe. Despre Moise, iar la fel. Moise, mie cu 7 aprilie mi s-a adus la cunoștință că a apărut în presă undeva, într-un ziar, eu am să mă interesat și am să dau de ziarul acesta, unii iarăși la fel s-a scris că tu prodii dintr-o familie de intelectuali. Cine a fost mamă? Voi profesoară, voi educatoare, tată, tot cine? De ce să mergi cu declarații mincinoase și defăimătoare, unii se spune că tu ai fost cineva. Tu ai fost nimeni, eu ți-am spus-o la întâlnirea care noi am stabilit-o. Ce ai făcut tu, Doamne ajută, dacă într-adevăr îți meritele tale și nu umbli cu exrocherii și cu amăgeli. Și acei las tot așa, vârtuosul ștare. Eu am spus din stat, vă retrageți de sine stătător. Eu insist și o spun cu fermă certitudine, dacă voi nu mergeți personal și nu primarul anulează asemenea decizii împreună cu Consiliul să piesc, deci eu voi epuiza toate căile constituționale și voi acționa în strictă conformitate cu legea ca voi să... și voi divulga și mai multe alte detalii despre cine voi sunteți ca personalități. Am impresia că ai o problemă personală cu astea 3 persoane. Nu am nicio problemă. Pentru că doar nu sunt persoane decizionale, nu sunt aleși ai poporului, sunt niște onorifici, niște fotografii în primărie și atât. Nu. De ce nu te deranjează consilierii, primarul, angajați în primărie? Ăștia sunt funcționari publici, ăștia cheltuie, ăștia decizii în numele nostru. Dar și 3 sunt niște onorifici, niște fotografii și atât. Nu merită asemenea statutul de cetățeni de onoare. Prea mare efort îmi pare că pentru ei. Nu. Eu vreau să spun că eu mărș o ponegriț mai mult ca atât, nu ne fac ei cinste. Ceea ce vreau să spun, că dumneavoastră spuneți de consilieri, uitați-o primă, Chirica Victoria, da? Dumneavoastră, eu am spus secretarii acum care la primărie, lui Rotaru Svetlana, zic că am să-l aduc pe domnul Brega în sal să facem un film despre Rădenii Vechi. Și dumneavoastră o să vezi personal când... Brega îți duce din capul lui în sat, nu așteaptă să fie dus sau purtat de căpătru. Înseamnă că o să mergeți dumneavoastră de sine statătură, adică eu nu vă insist sau nu vă invit. Deci mă invitați, da. O să vă invit, da.
Dar să știți că asemenea persoană care e consilier de la Pele, Chirica Victoria, deci este chiar în centrul satului. Unii vreau să spun că iarăși au acaparat o suprafață de teren ilegală, unei jumătate de gard este la jumătatea Univermagului, magazinului central universal consumat. Univermag, magazinul din centru. Deci mie mi-e rușine și noi știm toate lucrurile astea cum s-au făcut ilegale și eu am dat și în reportajele care dumneavoastră le-ați făcut anterior. Dar cele tot interviuri erau, da. Cu copilul și toate este. Deci sunt toate astea, toate lucrurile astea sunt. Și despre ceilalți consilieri, eu am să vă arăt că într-adevăr aici este o gașcă și o adunătură. Le-au mai rămas două luni de mandat, așa că... Corect, dar să nu gândiți că eu am venit în cadrul campaniei sau asta. Înainte de campanie electorală și anume accentuez. Că toate aceste lucruri s-au făcut, vreau să vă spun, conștient, mai mult ca atât primara Golan Viera, deci am înțeles că din de anumite bunuri imobile de pe teritoriul satului Redenii Vechi, fără a fi scoasă licitații, fără a fi informați cetățeni, cum ar fi luminița, înțelegeți? Și de unde se duc banii respectivi? Dacă, într-adevăr, ei se duc pentru a construi, mai mult ca atât s-au făcut anumite acte, unii s-au vândut terenuri din satul Rădenii Vechi, vreau să spun, și s-au schimbat din statut de terenuri arabili în pășunii. Deci ei se ocupă cu lucruri rușinoase și am spus că plânge pușcărie după ea. Dacă eu o dat de gustul banului și într-adevăr, în cadrul acestui mandat, i s-a oferit posibilitatea să arăte că vrea să fac ceva pentru cetățeni, s-a arătat din potrivă, că n-au făcut absolut decât niște lucruri rușinoase. Încearcă deci, să candidezi ei loc sau măcar un loc în Consiliu și ai supraveghezi de aproape ce face. Eu am spus și o repet. Autoritatea locală. Eu am fost sunat de pietic săptămâna trecută, privitor la interviul care l-am dat, privitor, el nu s-a supărat, ba din potrivă, da, ai discutat despre mine, i-am spus, Doamne ajută dacă te duci primar la Ungheni, eu nu vin, înțelegeți, eu cu candidez, nu duci primar la Ungheni, nu știi dacă o să-l votez oameni. Da, i-am spus, ia ca interviu care cu Țicu, Țicu, mă întorc chiarăși din nou, toată rețeaua de socializare, scrie Ticu, deci dacă ai făcut aceeași corectare privitor la hotărâri cu A din I din I, da? Și spui că copilul tău din clasa nouă pune mâna pe niște acte acasă și uite, de hotărâri, deci noi ne dăm seama în organul legislativ, în Parlament, pe niște copii a unor, spun, deputați, da? Care sunt funcționari publici, adică ei le fac observații la părinți și ei vin la tribuna Parlamentului și discută despre oi, despre că îi trag curentul. Tu ești rășit, ai băiat, te duci, te tratează. Plus la asta, discuți despre, am spus cum am menționat anterior, despre personaje din desene animate, cipidele, despre dinozauri și nu numai, uite despre toate reportajele tale care au libertate să se exprime, poate să bat câmpii, poate să greșească. Dar pe mine asta mă deranjează și am spus-o încă o dată. Cu anularea acestor decizii și cu retragerea titlurilor cetățeni de onoare. Încă o dată menționez, nu fac deocamdată campanie electorală. Menționez și încă n-ai voie, încă nu s-a format Consiliul. Plus la aceasta, la interviul respectiv care l-am dat astăzi, vor fi anexate poze cu Monumentul Eroilor, cu mini-stadionul, cu cartierul Tinereții și cu gardul cimitirului vechi, care este într-o stare deplorabilă, plus și cu celelalte lucruri care s-au făcut ilegal, s-au comis. De fapt, ne-au uns ochii și ne-au dus în eroare o primăriță, primar, că toți ne fac corectări acolo de Ombrega, că au zis că nu primăriță, dar primar. Și am spus că la unii scriitorilor acolo, cu corecțiile, noi ne exprimăm public și direct. Deși cei care se leagă de frezura mea, de echipul meu, că scriu acolo Bandiugan și diferite comentarii rușinoase, le-am spus din start, că nu contează cât de lung ți-i părul, ci contează cum și când gândești. Plus la aceasta, eu sunt o persoană deschisă și am spus că voi spune lucrurilor pe nume. De fiecare. Eu nu fac careva iluzii și este o doamnă acolo cu povești, nu știu. Mult stimată doamnă, eu am făcut comentarii și am spus că dacă Matale a avut o copilărie nefericită și nu faci deosebire între povești niște realități, asta e problema, Matale. Sănătate. Hai că o să le dai replica acolo, nu mai spune pe video și așa e mult. Ia uite, de-am un sfert de oră vorbim, ajungi. Este intrarea din partea din la deal spre cimitir. Uitați ce gunoi cum este depozitat. În bătaie de joc, tot făcut în bătaie de joc. Fără nici un fel de gust de gospodar. Nici pe aproape. Bă. Încă hârtiile pe aici. Și tot așa mai departe. Trebuie sancționată și învățată ce face cu banii.
publici, și anume cu banii din bugetul satului. Nici scopuri folosești. Să facă caracteristici, este în stare. Deci, făcut de mântuială, așa spune. Are asta-i... Ala niște oameni lipsiți de bun simț. De rușine și de stimă față de cei care au făcut ceva pentru sat și au contribuit. Ăștia știu numai să furie. Deci ăsta este gardul la cimitirul vechi. Din câte se observă, deci temelia este toată dărâmată, e făcută de dorul dorului și palierii să întrupți. Da, da. Și uitați. Asta se numește primăriță, care e aruncă banii în vânt și îi folosește în alte scopuri decât cele necesare, ca șpalierii toți srupți se iede destul de bine, da? Uitați, garul ăsta înclinat pe o parte scadă, da? Și asta se numește muncă făcută în hante, da? Dacă asta e temelia. Deci vă dați seama și incompetență totală denotă asemenea primar care fură banii publici și nu-i folosește în îmbunătățirea stării acestui cimitir. Este primul cimitir al satului, când datează satul, și uitați stima și respectul pe care îl are față de cetățeni, cât și de către cei care au locuit în acest sat, au dat viață satului, dar i-au distruge. Poftim! Deci, sunt clare dovezele și probele respective. Deci, uitați așa, e denigrează imaginea cetățenilor. Emițând, când diferite șmecherii. Decizii cetățeni de onoare, halal rușinii și-au dat